Salut și bine v-am găsit! Într-o lume în care producția video este dominată de către DSLR și mai nou mirrorless, oare putem să mai vorbim de camere video? Ei bine, în cele ce urmează vreau să vă prezint o cameră video care, din punctul meu de vedere, are chiar foarte multe surprize. Ea se numește JVC LS300, vine cu montură MFT și cu un senzor Super 35mm, ceea ce îi conferă o sensibilitate foarte bună în lumină scăzută. Un mare avantaj al camerei este că vine dotată cu filtre ND, ceva ce ne avantajează când trecem de la o expunere la alta foarte rapid și nu mai putem compensa din diafragmă sau shutter. Camera este ergonomic construită, cam toate posibilitățile ei de control sunt la îndemână, cum ar fi focus assist, modurile de funcționare, controlul balansului de alb, al diafragmei, al filtrelor ND, preseturile de alb, gain și multe altele. Totul este la îndemână, pentru rapiditate în operarea camerei, nefiind necesară navigarea prin meniu. Camera are două sloturi de card SDXC sau SDHC, pe care se poate trage în backup, overflow, cât și separat, pe un card clipurile cu stop rec, iar pe celălalt materialul complet, ceea ce aduce un plus în editare. Autonomia camerei este una foarte mare. În funcție de rezoluțiile și codecurile pe care le folosim atunci când înregistrăm imaginea, putem avea între 2 sau 4 ore de filmare continuă. Un alt avantaj este că atunci când camera este conectată la o sursă de curent, putem încărca bateriile din cameră. Din punct de vedere al sunetului, camera vine dotată cu intrări XLR ce ne dă posibilitatea să captăm sunet profesional din diverse surse externe, în linie din mixer, cât și să alimentăm microfoane prin phantom power. De asemenea, putem controla sunetul atât în mod manual, cât și în mod automat. Este dotată cu două intrări XLR, ce ne va permite să le selectăm individual sau să le mixăm în funcție de necesități. Mânerul poate fi detașat cu ușurință, făcând astfel camera mult mai compactă. Sunetul va fi preluat ambiental de cele două microfoane stereo amplasate pe corpul camerei. Meniul este unul complex, dar extrem de ușor de navigat. Este intuitiv, simplu și ne va permite să facem toate modificările necesare captării imaginii foarte rapid. Ca și un hint, pentru cei care dețin deja o cameră JVC, zgomotul de imagine poate fi atenuat reducând din detalii. Cu toate astea, imaginea rămâne destul de sharp. Camera are destule codecuri ce ne vor permite atât o editare complexă, corecții de alb, corecții de expunere, cât și colorimetrie prin intermediul J-Log, dar și posibilitatea de a transmite materialul către beneficiar în termen cât mai scurt. Rezoluțiile pe care camera ni le pune la dispoziție încep de la SD, HD, Full HD, terminând cu Cinema 2K, Cinema 4K, 4K, bineînțeles putând înregistra la bitrate diferit în funcție de proiectele noastre. Camera poate de asemenea să tragă high speed la 120 de cadre pe secundă, dar și să facem timelapse la intervale diferite între cadre raportate la timpul de înregistrare. După cum spuneam la început, camera acceptă o multitudine de obiective prin intermediul monturii MFT, atât cu montură nativă, cât și prin intermediul diferitelor adaptoare disponibile în piață. Una dintre surprizele camerei este funcția VSM, Variable Scan Mapping, ce ne va permite eliminarea oricărei vinietări a obiectivelor folosite, atât cu montură MFT, cât și la cele folosite cu adaptoare, fără să pierdem din calitatea imaginii. Atenție, nu este zoom digital. Aceeași funcție ne va da posibilitatea să facem zoom cu o lentilă prime, acesta diferind de rezoluția la care tragem. Camera are output video profesional, atât pe SDI cu rezoluție Full HD, cât și pe HDMI cu rezoluție maximă de 4K. Împreună cu un recorder extern, aici având un Atomos Inferno și cu posibilitatea de a avea semnal 4K la 60 de frame-uri pe secundă pe HDMI, JVC LS300 se transformă într-o veritabilă cameră de producție. De asemenea, îi putem atașa un remote de tip LANC, prin care avem posibilitatea de a controla anumite funcții ale camerei.
Autofocusul camerei este unul foarte bun. Putem seta viteza de tranziție a focusului de la slow până la fast. Eu prefer ca tranzițiile să fie pe slow, pentru a imita întrucâtva focusul manual. Camera are și face detection, ce poate fi activat doar în anumite moduri de utilizare a camerei, mai exact în full auto sau într-un mod auto parțial. Tot în prima parte vă spuneam că la obiectivele ce au diafragma electronică, spre exemplu, obiectivele foto, camera ne dă posibilitatea să modificăm diafragma lin și cursiv, fără întreruperi. Expunerea o mai putem regla și din shutter. Acesta este de două tipuri, în pași sau variabil. În modul variabil, putem astfel să mărim viteza de obturare cursiv în timpul filmării. Balansul de alb se realizează extrem de rapid, spre deosebire de DSLR și mirrorless. Practic, din apăsarea unui singur buton, putem seta două preseturi de culoare în funcție de mediul în care filmăm. Iar dacă lumina se schimbă brusc, prin simpla apăsare a aceluiași buton, putem să ajustăm balansul de alb imediat. Cine nu și-ar dori să facă streaming direct din cameră? Ei bine, acum se poate. Prin intermediul portului USB host, camera poate primi în sistem plug and play, adaptoare Wi-Fi, Ethernet, cât și modemuri 4G. Setările serverului de streaming se pot face foarte ușor din meniu inițial, apoi, după ce camerei este alocat un IP automat, prin accesarea acestuia în browser local, descoperim o interfață completă de control. Aceasta ne va da posibilitatea să creăm metadata fișierelor, chiar să le copiem direct de pe cameră, să controlăm toate aspectele camerei, zoom, diafragmă, alb, shutter, gain, ISO și alte opțiuni de operare. De asemenea, să facem setările necesare unui live streaming pe platforme cum ar fi Facebook, YouTube, etc. După câte ați văzut, camera are ceva surprize. Surprize ce ne vor permite să o folosim atât în proiecte de producție, cât și în proiecte de live streaming, datorită autonomiei foarte mari pe care ne oferă. Mai departe, vă las cu câteva imagini pe care noi le-am tras folosind această cameră, ca să vedeți singuri ceea ce putem face cu ea.